Bună dimineața, dragi antreprenori! Bine ați revenit la un nou episod Next la Busy Life TV. Eu sunt Constantin Paraschiv, gazda dumneavoastră. În primul rând aș vrea să urez pentru toți care sărbătoresc ziua de nume astăzi, Constantin și Elena, un călduros la mulți ani, o petrecere frumoasă și de ce nu o zi cu spor? Haideți să... Astăzi este luni, știți, este ziua cea mai frumoasă a antreprenorilor, lunea când pornim proiectele, lunea când pornim motoarele pentru toată săptămâna și ne setăm foarte bine agenda și realizăm toate task-urile la final de săptămână. După cum bine știți, la noi în organizație, educația este pe primul loc și astăzi la emisiunea Next discutăm despre educație, dar nu numai despre educație, ci o să cunoaștem astăzi o coaliție, Coaliția pentru Educație, și avem o doamnă reprezentată aici care ne va ajuta și ne va explica ce face această coaliție pentru educație și cum coordonează aceste proiecte. Doamna Daniela Vișoianu, care îi mulțumesc că a acceptat invitația noastră. Bună ziua, bine ați venit. Drag, mă bucur să vă văd. Este și mamă, este și project manager, chiar vorbeam înainte de ediție, conduce și această coaliție, este și profesor asociat, este și antreprenor, nu știu cum combină aceste roluri și este foarte, foarte implicată pentru dezvoltarea educației, ca orice formă de educație în România, și are foarte multe obiective ambițioase vis-a-vis de acest domeniu. Bineînțeles, ca și noi, educația fiind pe primul plan și, cum spunea și Nelson Mandela, este cea mai puternică armă care poate schimba lumea. Încă o dată vă spun bună dimineața la toți, un like, un share și rămâneți aproape de noi pentru că tema de astăzi este una foarte frumoasă. Și ați vrea să o luăm cu începutul. Bine ați venit, doamnă! Bine v-am regăsit. Un like, un share și un comentariu. Sau o întrebare. Sau o întrebare, bineînțeles. O întrebare bună ne va ajuta să dăm răspunsuri de calitate. Da, așa este. Întrebările sunt, de fapt, răspunsurile, cum spunea prietenul meu de bancă, Alan Pease. Da, nu, realmente cred că o întrebare bună te poate duce la o perspectivă așa la care nu te-ai gândit niciodată. Și e o bună trecere către educație, pentru că exercițiul acesta de a pune întrebări bune și de a valoriza o întrebare oricum vine, e un exercițiu pe care ar trebui să-l practicăm foarte mult în familie, dacă avem norocul, și dacă nu, în școală, prin antrenamentul profesorilor cu care lucrăm. O luăm 360 cu școala, cu învățământul, puțin în ultimii 20 de ani. 25, următorii 25 n-aș lua totuși de la Revoluție. Haideți să trecem și momentul ăla. Cred că momentul acela a fost un moment important pentru școală, pentru că... Hai să definim care a fost cel mai important moment pentru școală. Acel moment a fost? Cred că acel moment de libertate absolută în care n-am înțeles sau ne-a fost foarte clar să înțelegem dacă e fără limite și fără reguli, dacă există libertate absolută, ce înseamnă constrângere pe care ți-o impune cineva din exterior și ce înseamnă constrângere pe care ți-o impui singur, ce înseamnă disciplină, că disciplina pe care ți-o impune altul presupune revoltă, dar de multe ori ca să reușim trebuie să ne lucrăm cu disciplina noastră. Copiii obțin performanță dacă învață asta foarte devreme, să facă ce le place și să pună timp și energie. Și probabil că știți și voi din familie, e un moment important când duci copilul la un sport care pare să-i placă și are un punct de cotitură în care zice, și are un punct de cotitură când devine un pic mai greu decât plăcerea și bucuria și jocul, și atunci ar fi tentat să abandoneze și antrenorul îți spune, e talentat pentru acest sport și tu simți că lui face bine și e sănătos și ți-e foarte greu ca părinte, ce să faci? Să-l încurajezi să abandoneze sau să pui un pic de presiune pe el ca să depășească acest obstacol? Exercițiul acesta de a testa momentul critic când îți pui întrebarea dacă mai stai în procesul ăsta sau în proiectul ăsta sau abandonezi, e un exercițiu important, trebuie să-l facem fiind copii. Repetat. Dar nu avem tehnicile necesare. Copilul, deși el pare că, sau nu, poate chiar este intuitiv și intuiția joacă un rol foarte important în viața noastră. Poate când suntem copii o utilizăm inconștient, poate când devenim maturi o utilizăm și poate mergem pe anumite tehnici de intuiție în care alegem și lucrurile conștient. Dar un copil, totuși, el cred că e mai orientat pentru pasiune sau pentru rezultatele care le obține acolo. Deși el e talentat, dacă nu are rezultate în cel mai scurt timp, 6 luni, 3 luni, 12 luni, s-ar putea să confunde lipsa de rezultat cu faptul că nu sunt bun pentru acest sport. Ei, și asta înseamnă ce s-a întâmplat, ne uităm un pic din nou la România și ce s-a întâmplat după 90
și cum ne-am crescut generația mea, mă refer, voi aveți copii mai, tu ai copii mai tineri, generația părinților care aveau copii mici, să spunem, în momentul anilor 90, este o generație destul de afectată de tranziție. Generație care, imaginați-vă, că suntem aici într-o zonă, să spunem, care a avut mari fabrici sau mari uzine sau mari complexuri industriale și așa mai departe, în care se făcea performanță din punct de vedere industrial. Da? Adică aveam tehnologie, făceam export și cartierele s-au construit cu vecini care primeau repartiție, toți lucrau în aceeași fabrică și brusc după 90 erai vecin de scară cu un coleg de uzină. El s-a dus în Turcia și peste noapte și-a schimbat mașina și a făcut lucruri cu care poate tu nu ești de acord și a furat din fabrică sau n-a furat din fabrică și copilul tău n-avea... Prima generație de antreprenori, adică bișnițari, știți cum eram? Eram așa, m-am spus mai plastic, așa mai... Ei, și... Dar era o formă de antreprenoriat, avea o componentă foarte bună. Luai, vindeai, puneai un adaos comercial și... Luai, vindeai, puneai un adaos comercial, da. Îți foloseai niște competențe niște pe competențe. Care altfel comunismul nu-ți permitea să le, da. Pentru că atunci toți eram egali. Dar asta, până a fost integrat de către adulți, a durat foarte mult. Așa este. A durat mult... Eu să vând între colegi, să le spun că am ceva asta de odată. A durat mult și din alt punct de vedere. A durat mult în sensul în care... Ai făcut același liceu, ai făcut aceeași facultate, ești inginer în aceeași fabrică, tu rămâi pe scara de bloc la capătul orașului și celălalt se mută în Băneasa la vilă, nu știu ce, de ceva diferențiat atât de fundamental până la 25-30 de ani, încât să aveți un traseu profesional. Deci, până am integrat chestiunea asta care am ieșit în comunism, a durat foarte mult, iar copiii care au crescut... au avut un avantaj, un dezavantaj, un nenoroc dintr-un alt... nu au avut perioade în care să amâne gratificație. Noi, când am crescut, am așteptat foarte mult pentru păpușă sau foarte mult pentru mașina metalică, nu știu care. Sau copii... pentru bicicleta albastră mea, care am avut-o după 5 ani. Iată, 5 ani vorbim. 5 ani durat. Și mai devreme vorbeam de sport, că de acolo am plecat, că trebuie să aibă un rezultat la 6 luni sau la 3 luni sau să vadă un rezultat imediat. Da. Acum păpușa se cumpără instantaneu și dacă nu ne tăvălim pe jos, dulcele sau ceea ce îți dorește din nou foarte... Și timpul acesta se vede în cum construim în societate. Noi vrem totul foarte repede. De la fast food. De la fast da, sport, fast food. Da, cele 7 minute de mișcare pe zi care sunt o soluție miraculoasă. Cele 2 pahare de apă, ne trebuie niște soluții punctuale care să ne salveze viața și eventual să vedem imediat o recompensă, ori viața nu e cu recompense imediate. Imediat să salut pe cineva aici. Eliza Nițescu, Monapologia, vă mulțumesc. Mihai Gabriel, merită investiția în timp, în timpul oferit emisiunii, vă mulțumim. Eliza Nițescu, la mulți ani fericiți Costi, cât mai multe împliniri profesionale și bucurii maximă lângă cei dragi inimii tale. Îți mulțumesc mult pentru urări, Mihai, Diana și tuturor care ne urmăriți. Vă rog, lăsați întrebarea voastră în comentarii. Haideți să propunem o temă. Cum definiți voi educația? Fiecare cum o definește și cum o percepeți voi ca și instrument? Educația... Sau ce vă așteptați voi să vă aducă? Adică, care este principala așteptare pe care ați avea-o de la sectorul de educație din România? Sectorul de educație, aici sunt mai multe sectoare. Împărțim sectorul de stat, sectorul privat, pentru că noi am abordat în această emisiune, am vrut în primul rând, aveam o direcție de comunicare. Unu, să luăm toți antreprenorii și toți oamenii care se implică în orice proiect de educație, fie școală privată, fie coaliție, fie ONG, fie absolut orice fel de organizație. Sunt foarte mulți, din ce în ce mai mulți. Non-guvernamentală, bineînțeles că vom ajunge și la guvern dacă dânsii vor fi deschiși să comunice cu noi și să ne consideră o formă de comunicare agreată. Da, am și eu o mențiune foarte bună. Observăm și la Coaliția pentru Educație despre Mediul de Business din România. Da. Am spus în mod repetat în ultimii ani că așteptarea mediului de business nu se poate limita la absolvenții de studii superioare. Că dacă ei vor insista că universitățile, facultățile nu ne dau suficienți programatori, corect. Și se așteaptă ca din cei... Practic avem o mentalitate de era industrială, dar ne gândim să facem lucrurile diferite. Da, și să aibă competențe și soft. Și să aibă competențe soft. Da. Noi am spus așa în organizația noastră. Noi vedem acest bazin viitor de oameni, de tineri, care vor lucra pentru toate companiile. Avem un scaun cu 3 picioare. Un picior suntem noi angajatorul, un picior este educația și un picior este omul respectiv. Fiecare, toți trei,
trebuie să-și asume o minimă de responsabilitate. Adică, ca angajator, eu sunt ca și angajator aici, ca și organizator, propun să mă implic în educația acestor tineri și să vin în mod activ către ei și să le spun, uite, astea sunt așteptările mele, care sunt așteptările tale, hai să vedem, ne întâlnim la mijloc și hai să vedem cum împărțim responsabilitatea, bineînțeles, și la tine și la mine, să avem un mediu economic mai prosper, mai orientat către rezultate. Da, după 3 ani de coaliție, am și eu întrebarea aceasta și îmi pun întrebarea aproape în fiecare zi, de ce sunt în acest proiect? Adică de unde mi-au energia ca să rămân în acest proiect? Mi-ați anticipat întrebarea. O discuție este despre... E despre împărți responsabilitatea, dar putem să împărțim responsabilitatea pe care întâi o asumăm. Corect. Și una dintre discuțiile mele este, și pleacă, am eu o poveste personală legată cu incendiul de la colectiv, eu la colectiv sau energia de la colectiv înseamnă pentru mine, așa, înseamnă momentul în care am știut clar ce nu mai vreau să fiu. Nu mai vreau să fiu un adult căruia nu-i pasă de generația următoare și nu mai vreau să fiu un părinte care alege soluții individuale. Sunt foarte bună, am competențe, am făcut multe școli, am învățat mult, sunt foarte bună să găsesc soluții pentru copiii mei, să știu cum funcționează sistemul, să mai la școlile publice sau la școlile private, la o educatoare, la o învățătoare, la tipurile de cursuri, la tipurile de program. Dar nici eu, nici dumneavoastră, nici copiii mei nu au cum să trăiască într-o societate, da, să fie fericiți și împliniți, având un acest temporar, atenție, pentru că ceea ce învățăm noi din libertatea aceasta postcomunistă este că bogăția vine și pleacă, avem toți perioade mai bune sau mai proaste financiar și atunci ceea ce astăzi ne este bine înseamnă un acces temporar, poate, la școli, spitale și comunități perfecte, dar astea n-au cum să fie pe viață, pentru că sunt tot mai mulți care bat la ușă să intre în aceste școli, comunități perfecte. Dacă noi nu suntem suficient de agili sau suficient de în formă sau suficient de puternici să ne păstrăm această energie și mai avem și noi zile mai proaste, probleme de sănătate, lipsă de solidaritate și o să mă întorc imediat, provocări demografice, acestea nu sunt niște comunități închise cu garduri păzite eventual și atunci ne pregătim copiii pentru o societate care este deschisă, în care ei au sau nu au o reprezentare foarte clară despre bani. Asta este una din marile noastre suferințe din educație și a mea ca adult. Nu știu cum e. Da, numai că toată lumea zice să facem un extracurricular sau un extrașcolar de educație financiară. Nu, trebuie să vorbesc până și când aleg textele literare, aș fi fericită să povestesc copiilor un dialog despre un cuplu de părinți, mamă și tată, care au o discuție mai controversată despre bani și despre viitorul lor și despre alegere. Multe greșeli facem și ca familie și ca școală în creșterea copiilor. Uitați-vă la liceeni. Deci stau la mama, stau la tata, totul este pe tavă până la 18 ani și la 18 ani ne așteptăm că se vor duce undeva în cămin, vor ști să fie ființe sociale, să spele vasele după ei, să strângă patul, să facă curat împreună cu alți 3 sau 4 colegi de cameră, să fie responsabil pentru bucata lor, dar și pentru bucata tuturor, că definește comunitatea și calitatea vieții pe care o au în acea cameră de la cămin. Deci nu facem aici bine lucrurile și atunci responsabilitatea este o chestiune prima dată de asumare. Sunt responsabil pentru copiii mei, clar. Sunt responsabil pentru generația viitoare, da, pentru că copiii mei pot să fie excepționali și pot să plece la studii în străinătate sau să-și iau un job în străinătate și, da, ce să vezi, pot să-mi trimită bani acasă în România ca eu să am o viață de calitate. Da. Dar eu am o urgență medicală. La mine vine ambulanța din România. În cât timp vine și mă duc în spitalul din România și până și vine el din altă țară, exact, am nevoie... Ce calitate sunt tratate? Exact. Ce calitate umană... Îmbătrânesc, am nevoie de cineva să mă ajute cu o cumpărătură. Dacă avea compasiuni, da. Despre asta este vorba. Elemente noi care au apărut bani, compasiune, lucruri care... Locuri de muncă, pentru că această generație de copii poate fi crescută și pentru o societate în care nu vor exista locuri de muncă. Pentru că munca în manuală va fi înlocuită de roboți. De roboți și restul, munca creativă va fi făcută în continuare de oameni. Munca creativă plus toată această muncă din zona socială și de inovare. Eu am nevoie de, adică ca stat și ca lume, că e la nivel mondial provocarea, de tineri care, dincolo de predicția unui loc de muncă, pot să-și găsească sens în viață, să-și construiască propriile lor proiecte, să fie autoocupați,
să-și găsească sens, pentru că chiar dacă le voi da cândva peste 50 de ani, poate venit minim garantat, pentru că voi taxa roboții ca stat, mă refer. Sunteți de acord cu această idee să fie taxați roboții și eu să avem un venit minim garantat toată planeta? Eu cred că acolo vom ajunge, cel puțin în statele. Eu vă întreb dacă sunteți de acord cu această idee. Nu știu, sau cum va fi percepută de generațiile viitoare. Adică va mai naște concurența și, nu știu, concursurile de idei și concursurile de inovații și concursurile în general, așa. De a spune, dacă aș avea o mentalitate de tip, oricum o să primesc ceva, așa că nu trebuie să mă mai agit să fac ceva. N-aș fi de acord. Mă gândesc la generația liceenilor care acum oricum primesc pe tavă, reîntorcându-l la ce ți-a afirmat mai devreme. Și dacă aș avea un venit minim garantat, adică știu din start, de la vârsta de 3, 4, 5 ani, când deja încep să conștientizezi, să fac primele consumi cu banii, să zic, oricum o să am un venit minim garantat, roboții oricum vor lucra pentru planetă, dar deci ca să elev și licean și tânăr, eu nu am mintea setată în felul acesta de la 4 ani, de la 5 ani. Deci ceea ce mi se întâmplă în școală va fi fundamental pentru ca eu să cresc ca stat, cetățeni solidari și empatici, cărora să le pese. Pentru că provocarea va fi... Știți că există un scenariu de viitor în care vom sta fiecare niște cubicule cu ochelarii de realitate virtuală. Vom avea relații virtuale, da, eventual în niște laboratoare se vor produce sau nu se vor produce copiii noștri, nu vom fi implicați în creșterea lor, că nu vom fi calificați, de exemplu. Nu, scenariul e și mai negativ decât încât natalitatea scade. Chiar am avut o emisiune. Da, știu, că toate graficele cu... Toate graficele. Nu arată ce se întâmplă, de fapt, după 2050, de exemplu, care se pare că ar fi anul nostru de... Bun. Scade pentru că probabil vor scădea foarte mult interacțiunile sociale sau vor fi alte direcții. Nu știm ce vine viitorul, dar trebuie să ne creștem copiii foarte generoși și foarte flexibil mental, că ceea ce vine, ei pot să integreze în personalitatea lor astfel încât să fie împliniți, să aibă o viață cu sens și o viață de calitate, că despre aceasta este discuția. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar să ne întoarcem în România, da? Astăzi 21 mai. Suntem noi pregătiți ca profesori, dascăl, părinți, să asimilăm toate aceste informații și să le predăm mai departe, dacă noi încă nici nu le-am digerat. Unii nici nu le-am auzit. Da, probabil. Unii nici nu le-am auzit. Suntem noi pregătiți pentru asta? Nu, și aici vine o parte din rolul nostru la coaliție. Uh-huh. Pentru că activitatea noastră este din 2015 și de atunci am lucrat cu 6 miniștri, echipele lor și cu toți cei cărora le pasă pentru ceea ce se întâmplă în educație. Să ajungem la cât mai mulți oameni, să polarizăm această informație. Odată, a doua oară. În educație e nevoie de două lucruri, ca și în HR, ca și în business, de oameni și de bani. Da. Oameni înseamnă, sunt două momente pentru oameni, formarea inițială, ce se întâmplă în școlile de profesori și formarea continuă, cum fac update-ul de metode, de tehnici, de neuro... Da, exact. Cum să... Într-un fel e business, dar de fapt e o dinamică a vieții care se întâmplă... Orice organizație, de orice natură, funcționează la fel. Știm foarte clar deja din zona de business că când ai un moment de criză sau de tensiune, primii care pleacă sunt oamenii cei mai buni. Deși n-ar fi o metodă bună. Și ce? Nu, primii care pleacă voluntar dacă simt o neliniște sau da... Din punctul lor de vedere, nu când ea concedia cu etat. Nu, nu. Nici într-un caz, da. Ceea ce spun, științific. Da. Deci nu mai... Ceea ce știm cu siguranță este că dacă ei simt o nesiguranță, ei sunt în continuare valoroși pe piața forței de muncă și nu stau până se stinge lumina, asta este clar că sunt primii. Și când te apuci de găsit probleme, soluții la probleme, primii pe care îi găsești sunt banii, nu oamenii. Da, în momentul respectiv de criză, adică mai degrabă reușești să găsești o soluție activând rețeaua socială pe care o ai, activele pe care le ai sau depășind momentul respectiv. Și atunci, după criză, te trezești fără oamenii cei mai buni și cu bani pe care practic nu mai ai ce să faci. Sau... Ei, în educație nu avem oamenii cei mai buni. M-ați întrebat ce s-a întâmplat în ultimii 20 de ani. În ultimii 20 de ani nu am avut niciun interes să-i aducem pe cei mai buni absolvenți de facultate în cariera didactică. Adică ca țară ne-am bătut joc. Am zis, cine să se ocupe de copiii noștri? Ultimii absolvenți de pe listă de la universități și facultăți, cei care nu reușesc să-și ia o meserie în altă parte, o să spună, băi, n-am reușit aia, hai să mă fac profesor. Sigur, nu vorbim și nu generalizăm. Există și tineri excepționali care însă
De multe ori o autochemare atât de puternică pentru care îi felicit și ne străduim să-i celebrăm. Ar trebui să fie o chemare foarte puternică să te duci către meseria. Dar vorbim de 5% și noi avem nevoie de un număr de profesori mult mai mare. Deci ori am avut o chemare foarte puternică, ori am avut o rețea socială de sprijin, că e partenerul de viață care avea un job mult mai bine plătit și pentru echilibrul familiei și a relației a zis e ok, dacă ție asta îți place să faci, poți să faci asta. Și sunt astfel de cazuri și în educație și în sănătate. Sunt doctorițe care foloseau banii lor de salarii ca să cumpere medicamente la bolnavi pentru că în principiu cheltuielile casei și ale familiei erau susținute de soțul care era manager în nu știu ce companie sau alte chestiuni de felul acesta. Dar noi nu avem această posibilitate. Adică noi nu putem să cerem oamenilor să facă, să fie de fiecare dată într-un context în care fac o astfel de alegere. Și atunci, provocarea este să aduci din prima treime de absolvenți de studii superioare viitor profesori, cum fac alte state. Țările din Asia au această regulă. Se uită la media notelor pe a un an universitar și dacă ai fost în prima treime, ai voie să dai examen ca să devii profesor. Deci nu e garantat că devii profesor. Că devii. Și unul ești calificat din... să devii. Da. Adică îndeplinește o condiție ca să intri în filtru de... Mi se pare o precalificare bună și organică, adică chiar... După care, în Singapore, din cei prima treime, unul din opt iau examenul de admitere la forma lor de pregătire efectivă pentru cariera didactică. Unul din opt. Și sigur că asta înseamnă responsabilitate. Aceea despre care am zis. Nu e suficient să mă gândesc ce fac eu ca om de afaceri, că dau sponsorizare la o organizație care se duce în educație. Pentru că e despre o responsabilitate colectivă. Asta cu sponsorizarea mi se pare că ai pasat așa. N-aș putea... E ok și asta. De nu, fac disclaimer. E ok și asta, e foarte bine. Și noi trăim din sponsorizări și... Dar mi se pare că nu e asumare totală. Adică dacă vii ca angajator și chiar oferi... Vorbeam înainte de emisiune despre câteva tipare mentale și despre mai multe modele de personalitate. Sunt oameni care așa reacționează la o problemă. În sensul în care... ei spun pentru cum mă preocupă pe mine această problemă este suficient. Deci aceasta este un tip de acțiune. Avem profesori și avem bani. Și noi credem la coaliție și asta am făcut în ultimii 3 ani, am insistat pe advocacy că școala este atât de bună pe cât sunt profesorii ei. Și da, am putea să spunem că avem un succes, o să vedem ce o să se întâmple cu el, numai că succesele în educație o să se vadă în an de zile și asta este frustrant. De anul acesta, universitățile au locuri alocate pentru profesori de anumite discipline în funcție de nevoia de pe piață, din sistem. Este o noutate, o să vedem cum o să funcționeze. Iar referitor la bani, e discuția aceasta infinită că cineva a pus 6% în lege și nu avem 6% în educație. Imaginați-vă că bugetul... E suficient? Era o întrebare. Sau e o discuție mai amplă? Adică... Discuția este că imaginează-ți că ai o cifră de afaceri de 1 milion de euro și anul viitor ai 2 milioane de euro. Saltul de la simplu la dublu este un salt care managerial îți cere niște eforturi fabuloase. Ca să nu ratezi și nu crești în raportul direct cu această creștere. Ei, așa este și în educație. Dacă noi suntem la 3%, un salt la 6%, ar fi un salt care probabil ar genera anumite risipe. Noi nu avem un plan să ajungem la 6%. M-am uitat recent, am văzut datele pentru celebra Finlandă, dau exemplu acesta pentru că toată lumea rezonează la el. Finlanda a avut un an cu 7,8% din PIB, în 1993, dacă nu mă înșel. Ce a făcut Finlanda în anul ăla? A desființat inspectoratele școlare și a schimbat rolul managerului de școală și responsabilitatea s-a mutat la școală și la entitate. Eu nu spun că putem... O să se vadă numărul de voturi, scuze. Eu nu spun că putem. Spun așa că atunci când o țară își asumă proiecte transformaționale pentru educație, pune în buget o sumă mai mare, din care cu siguranță se vor produce niște risipe și reconsolidează după aceea acea schimbare. Pentru că acela a fost singurul an în care a fost la acel procent. După aia s-a dus la 7 și după aia a scăzut mai mult. Dar în acel an în care avea planificată o transformare, a dus foarte sus procent. Așa e și la noi. Avem două probleme în educație. Abandon și analfabetism funcțional. Noi am putea să facem foarte simplu și noi am cerut asta la coaliție și am cerut abandonul și ministrul finanțelor. Este datorat lipsei de implicarea părinților sau abandonul pur și simplu este... Mă întorc la abandon, că e o temă importantă, da. Termin ideea. Okay, noi am spus așa, hai să sărim la 2018, în cinstea centenarului, de la 3 la 4%, dar 1% acesta să-l ducem cu plan în aceste două zone, abandon și analfabetism funcțional. Okay.
Abandonul în România înseamnă... Mi se pare mai grav abandon decât analfabetism, adică soluții pentru analfabetism. O să vă spun cu analfabetismul și cu fel. Imaginați-vă că... Nu o să se vadă la cameră, nu? Ba da, se vede, exact acum, da. Imaginați-vă că asta este o generație de copii care s-a născut în 2003. Da. Și că paharul ar fi invers? Da. Nu. Mai bine paharul. Da, da. Imaginați-vă că asta e generația care s-a născut în 2003 și întâi am abandonat vreo 18% și după care am pierdut la 15 ani încă vreo 20% și după care unii n-au terminat liceul și n-au luat bacalaureatul. Și din apa asta e 20% din generație absolvenți de studii superioare pe care se bat toate companiile și toți angajatorii la ora asta. Da. Și acești copii care ar trebui să fie aici nu sunt nicăieri. Unde sunt? O parte mică sunt în străinătate, o parte fac naveta vara în construcții, de exemplu, și se întorc în România iarna când nu este sector, o parte sunt ai nimănui, o parte sunt în presiunea dureroasă a părinților. Adică au mers că învățământul era obligatoriu, în învățământul tehnologic, au terminat, n-au luat bacul, n-au luat, nu au o ocupație. Cam asta este pierderea de forță de muncă. De asta spun că abandonul, eu cred că, asta era și o întrebare, cred că abandonul este... Eu am învățat de la un francez un lucru foarte frumos despre abandon. Nu copilul abandonează școala. Nu copilul abandonează. Școala l-abandonează pe el. Asta vreau să spun. Și e un proces de ani de zile. Nu îi asigură un, nu știu, transport. Sunt situații. Ok. Sunt firme care au sponsorizat transport. Poate un profesor, un dascăl de acolo care nu se implică atât de mult și este tratat cumva, nu știu, există încă situații pe la sate, pe la... Există foarte multe situații. Foarte multe situații. Și foarte mulți copii pe care nu-i vedem în educație. Asta spun. Și nu-i vedem la București. Analfabetismul e sigur, se rezolvă. Nu. Nu se rezolvă? Analfabetismul despre care vorbesc eu este analfabetismul funcțional. Eu iau această carte. The Leader Manual este scris de un german. Citesc un paragraf. Harold Saridis îl cheamă, e super tare. Băiatul. Citesc bucata aceasta de text. Mă întrebați care e ideea principală și eu nu pot să vă spun. Acesta este analfabetism funcțional. Analfabetismul funcțional este când angajați dumneavoastră un electrician, îi dați bani să cumpere materiale, el calculează distanțe și toate celelalte, pleacă, cumpără materiale, va ce bun, deci nu e nicio problemă. Da. Și peste două zile vine la dumneavoastră și vă spune, șeful, nu mi-a ajuns cablul de nu știu care. Păi n-ai făcut tu calcul? Păi da, dar nu m-am gândit că intră pe acolo nu știu când și o să ocolească și peretele și o distanță suplimentară. Da, sau când te duci acasă să-ți cumperi gresie de la magazin, ai măsurat peretele și nu știi să împarți la cât are cutia, cutia are 1,20 m pătrat plăcile de acolo și tu nu știi să împarți suprafața. Despre asta e vorba. Este vorba că ai dreptul la asistență socială pentru că ești într-o comunitate vulnerabilă, te duci la primărie, primești un formular ca să accesezi acest drept și nu știi să completezi formularul. Știi să-l citești. Băiguiești că e cu nume și prenume. Da. Dar te întreabă statut pe piața muncii. Ce vreți să spuneți? Nu? Exact. Cam aceasta este discuția. Și mie, acolo mi se pare pierderea fundamentală. Inclusiv chestiunile acestea fine din zona de știință înseamnă să nu estimezi cum ți se uzează anvelopele și cât de mare este consumul de carburant și poluarea dacă demarezi de la semafor cu viteză. Sau de ce trebuie să încetinești când te apropii de un semafor care este roșu. Înseamnă cum ne sabotăm o viață de calitate în fiecare zi, când mergem la magazin și cumpărăm coșul și după aia weekendul viitor aruncăm un sfert din el. Dacă te duci când îți este foame și n-ai luat masa înainte de cumpărături, îți spun din propria experiență, poți să umpli două coșuri. Da, așa, dar acolo... Mănâncă, du-te, ia cina și după aia te duci la cumpărături și ai să vezi că o să fii mai relaxat. Bun, să spunem că nu suntem în această situație și cei din retail au învățat să sancționeze acestea. Înseamnă să nu vezi că faci lucrul ăsta în mod repetat. Școala nu ți-a oferit contexte de reflexie, profesorul nu a avut această practică, tu n-ai făcut-o în școală încât să nu vezi că în fiecare săptămână cumperi un coș și în fiecare sâmbătă înainte de a duce la cumpărături arunci un sfert din el. Pentru că s-a stricat în frigider. Exact. Pentru că nu te-ai gândit ce urmează să mănânci. Pentru că... Nu ți-ai făcut o listă, nu te-ai planificat. Da, pentru că deși aveai de mâncare în frigider, ai poftit pizza și te-ai oprit pe drum să cumperi altceva de mâncare. Și toate practicile acestea, atenție, faptul că nu le discutăm în școală, nu discutăm de ce ne facem case mari. Nu avem o interacțiune de tip sau bucătărie mare și nu o folosim și nu se va folosi din ce în ce mai mult. Nu mai transformă, face altceva. Da, adică am un arhitect care spune o casă trebuie să fie scumpă când o construiești, nu când o locuiești.
De ce te zgârcești la un anumit tip de cărămidă care o să presupună factori în fiecare lună mai mari la încălzire corect, sau alte chestiuni de felul ăsta. Deci despre asta ar trebui să fie școala. Școala ar trebui să ne pregătească să avem o viață de calitate. Și atunci vom fi ca în Finlanda fericiți că suntem instalatori. Pentru că școala ne-a încurajat să ne găsim această pasiune, nouă ne place, noi găsim soluții la problemele respective și oamenii când le reparăm sau când le construim lucruri sunt recunoscători pentru faptul că noi ne facem bine meseria și ne tratează cu respect. Eu am o discuție mare cu copiii care aruncă gunoaie pe jos când mă duc la... Gestul meu reflex este prin curțile școlilor să mă aplec să culeg ambalajele sau alte chestiuni. Peste inclusiv și... în parcare, la noi aici, eu fac curățenie, să știți. Vecinii de aici, de lângă studio, mă știu. Eu încerc să le spun copiilor că nu există atâția oameni de servici cât ar fi nevoie să strângă gunoiul după toată populația care este în București și că alegerea este să producem mai puțin gunoi înainte de a-l strânge. Nu să facem mai mult. Și ne uităm la cei care curăță noaptea, dacă aveți vreodată ocazia să veniți mai târziu acasă și să-i vedeți pe străzi, ce vârstă au. Sunt majoritatea femei, sunt în vârstă, peste câțiva ani nu o să-i avem nici pe ei ca să facă puținul de curățenie care este în București. O să ieși și tu. Sub o formă sau alta, sau probabil o să apară, au apărut în anumite orașe din România o poliție locală mai activă care amendează mai mult. Sau noi oportunități de business în comunitate. Sau noi oportunități de business în comunitate. Ți-ai trei străzi și începi să apuci și faci curățenie la modul inovativ. Dar pe scurt, ar fi bine să alegem să producem mai puțin gunoi decât să colectăm mai mult și după aia să ne punem probleme. Mențineți-vă ideea, o să iau o întrebare de la Eliza Nițescu, mulțumesc frumos, întrebare. Întrebare pentru doamna Vișoianu. Credeți că e important ca elevilor de liceu să le fie introduse în curriculum cursuri de educație financiară și antreprenorială? Faceți demersuri în acest sens? Și Eliza și Mona, din câte înțeleg, au această întrebare. Eliza Nițescu și Mona Pologe. Sunt colegele noastre. Mulțumim. Noi avem o direcție mai mare la curriculum de liceu. Curriculum de liceu este acum în dezbatere, s-au propus niște modele. O discuție este așa. Când se termină școala obligatorie, pentru că noi facem alegere de liceu la clasa 8-a, dar de fapt toți copiii din România se pot duce la liceu pentru că învățământul este obligatoriu până la clasa 10. Și dacă nu te prezinți la evaluarea națională de clasa 8-a, poți merge în continuare. Ceea ce nu este neapărat cu sens. Nu este. Bun. După care nu evaluez ca țară nimic la clasa 10 când se termină învățământul obligatoriu, că dacă să intre în liceul tehnologic, trebuie să termine liceul tehnologic. Și atunci liceul, în discuție, pune următoarele probleme. Când începe liceul, cum am făcut selecția pentru copii potrivită pentru liceu, nu sunt o avocată și nu suntem ai examenului de admitere elitist pe care îl organizează marele colegii naționale, pentru că ce se întâmplă cu copiii care ar pica la un astfel de examen și n-ar putea să intre la un liceu imediat apropiat, unde, da, deci nu sunt o adeptă la... Sunt, cel puțin pentru școala generală, mare fan al înscrierii copiilor la școala de lângă casă, pentru că aceasta din nou înseamnă viață de calitate pentru părinți și nestat în trafic și neaglomerat orașul și alte discuții de felul ăsta. Și poate că și la liceu se poate ajunge la o formă. Mai cred că în clasa 11-a și a 12-a copiii ar trebui să aibă extrem de puține discipline, pentru că ei știu deja ce vor la 16-17 ani, au putere fizică, intelectuală să pună timp într-o disciplină care îi pasionează. Dacă îi pasionează de chimie, cu siguranță poate să facă 6 ore de chimie pe săptămână. Adică să nu aibă multe ore de nimic sau de toate, de diferite lucruri, să se poată concentra în ciclu superior al liceului pe ceea ce îl pasionează, pe ceea ce îi place cu adevărat. Iar asta cu educația antreprenorială și educația financiară, sincer, eu am văzut-o funcționând foarte bine de la clasele primare. Copiii sunt foarte interesați. Noi încurajăm tot timpul. Avem o emisiune. Copiii sunt foarte interesați de cum se fac banii, cum își fac un restaurant, cum fac un magazin, cum fac tarabă, cum vând, cum fac priante, fac o revistă, fac... Chestiunile acestea de creativitate nu ar trebui lăsate pe finalul de ciclu, pentru că el poate încă de când alege liceul la clasa 9 să se ducă la un liceu, dacă este creativ. Daniela Bălașa spunea, creativity is an important as literacy. Deci e importantă creativitatea la fel ca și literația. O traducem noi în România. Discuția este despre felul acesta. Ar trebui la undeva la clasa 6-a.
profesorii și părinții să aibă o intuiție și să aibă și o măsurătoare că există instrumente cam către ce zonă se duce copilul. Este formula asta generală. Adică o sită prin care să-l treci și să știi clar că... N-aș spune sită, dar aș vrea să știu interesele, pentru că eu, de exemplu, cu unul dintre copiii mei cel mijlociu, am insistat în clasa a șaptea să meargă într-o evaluare la un profesor de matematică universitar, deci nu îi se potrivea, nu pentru meditații, ci ca să înțeleg dacă pasiunea lui pentru matematică este autentic și nu va fi chinuit în liceu de tipul de matematică, sau e doar faptul că e un copil inteligent și matematica de gimnaziu nu îi punea provocări și se descurca. Era calea ușoară să... Da, pentru că la această stație suntem și noi copii și ne-am dat seama că limba engleză, limbile străine sunt calea lui ușoară de a scăpa de celelalte materii și atunci a ales o clasă de engleză intensiv și de limbi străine. Și asta este foarte important. Dar de fapt acum descoperim că se descurcă foarte bine și la matematică, deși... Ori eu le spun... Și acum spune, acum da, mi se pare ușoară matematica. Ne întoarcem la cei 20% din generație. Da. Provocarea este ca ei să fie în cercetare, dezvoltare, inovare și antreprenoriat. Adică și asta înseamnă mult science, multă știință și da, foarte multă creativitate, pentru că ca să te duci pe drumuri noi... Corect. Mintea trebuie să fie deschisă indiferent de baza pe care o ai. Și facem în continuare alegeri din acestea nefericite de gen, cum că fetele nu sunt bune la matematică și... Exact. Da, sau învățători care dau teme mai ușoare la matematică fetelor sau anumitor copii. Adică chestiuni care nu sunt, că programele au totuși multă știință în spate. Scurtând cu copiii trebuie să guste în învățământul general multe lucruri într-o structură de ore flexibile și să aibă ocazia să exerseze. Practica lipsește în educația din România. E în continuare foarte teoretic. Practica... Deci avem un sistem foarte teoretic. Centrat pe puterea profesorului. Puterea profesorului. Unde care hotărăște, astăzi învățăm asta. Eu vă spun, voi notați, și... vă mai scot la tablă și scoateți o foaie de hârtie în continuare. Metoda... Dacă intrați într-o sală de conferință acum cu mulți directori generali, mulți top manageri și le spuneți scoateți o foaie de hârtie, jumătate din sală simte un fior neplăcut în stomac, pentru că asta era o manifestare a formei de putere pe care ceilalți o au. Și încă o manifestă, nu? Unii dintre ei, eu am întâlnit profesori absolut excepționali. Discutăm puțin și despre profesori, 10 minute? 10 minute discutăm. Sau 5 minute despre profesori, după care ne întoarcem la elevi și la opțiunile de după liceu, opțiunile de carieră. Mm-hmm. Mă refer pe cei care merg pe linia asta industrială, tehnologică, profesională. Să-ți spun o întrebare de 100 de puncte. Te rog. Ca să devii programator, informatician, trebuie să faci un liceu teoretic sau poți să faci un liceu vocațional? Poți să nu faci niciun liceu. Ei, la noi toată lumea care vrea MateInfo se duce la liceele cele mai bune. Mă duc în Silicon Valley 3 ani de zile și timpul care petrec, deși fac un disclaimer, acum normal, trebuie să mergem. Ce am făcut noi după 90 a fost că celebrul profil de mate fizică, care era cel mai tare, l-am transformat de multe ori în MateInfo și este profilul vedetă la care se duc toți copiii. Da. Dacă o luăm pe absolvenții de informatică, câți sunt? Cât știu informatică? Și câți realmente se regăsesc într-o companie? Într-o industrie. Și atunci sunt modele deja de școli de programare de 6 luni intensive, deschise absolut oricui, aș putea să iau un... La fel, operatorii de call center. Am nevoie de operatori de call center care au licență și master, când aș putea să am un liceu foarte bun în care să facă excepțional comunicare, limbi străine, puțină matematică, adică care oricum sunt competențe transversale și l-a ajutat și în alte tipuri de joburi pe care m-a ajutat în orice situație. Adică, bun. Da. Deci am zis, nu tace la profesori. Profesorii sunt cheia în sistem? Aș putea spune jumătate. Sunt mai mult de jumătate. Da. Există... Pentru că sistemul e format și el din oameni și oamenii sunt niște facultăți de decizii acolo. Estonia dintre țările a fost comunistă. Dacă sunt profesor foarte, foarte bun și îmi doresc să fac educație, dar dacă nu sunt lăsat de un manager și să-mi spună tu stai liniștit cu metodele tale, vezi de treaba ta. Nu există. Pentru că profesorul este suveran în sala de clasă. Okay. Estonia este țara fostă comunistă care a avut cel mai mare salt în educație. Sigur, probabil că a ajutat-o apropierea de Finlanda, dar a avut și un ministru genial la un moment dat, care în interacțiunea cu cei de la Banca Mondială, care sunt și în România prezenți în educație de 25 de ani,
le-a spus, ei ziceau, dar nu vreți să renovăm nu știu ce școli sau... Iar el a insistat pe formarea profesorilor și pe transformarea profesorilor, spunând, e un citat celebru, un profesor bun va schimba oameni, va transforma oameni, va crește oameni și într-un grajd. Corect. Deci, educatorul, învățătorul... Da, da, nu știu dacă ați mai fost la țară în România. Sigur, da, există da, povestea da, cu WC-urile din curte încă niște școli, care este o chestiune de administrație locală de foarte multe ori și să nu te duci, mai bine ții trei școli proaste decât să ai o școală bună, da, să comasezi sau alte chestiuni de felul acesta. Dar în multe școli din mediul rural sunt în momentul acesta școli care arată să învârt după soare, cu săli de sport noi care sunt funcționale, adică în comunități realmente vulnerabile, în care poate nu sunt locuri de muncă și șomajul e foarte mare și asistența socială este foarte mare, dar școala arată bine. Ceea ce face diferența este acel învățător care o să stea cu fiecare elev până absolvă așa cum trebuie clasa 4. Nu poți să fii învățător în România și să lași repetenți pentru că n-au învățat să scrie și să citească și să socotească. Nu poți să spună cineva că n-a vrut, domnule. Nu-l duce copilul cap. N-a vrut. Nu există, pentru că toate cercetările spun că coeficientul de inteligență al generațiilor care au venit pe noi a crescut și copiii sunt, prin nota lor, buni toți. Eu, uitați-vă cum le scade lumina din privire, apropo de creativitate. Toți sunt vioi. Mergem în parcuri sau în alte locuri de felul ăsta sau în spații mai mari, la mare, în plin sezon sau... Îi vedem că sunt vii. Sunt vii, sunt curioși, se antrenează social... Se antrenează social, pleacă de lângă părinți după alt copil ca să-și facă prieteni, se joacă împreună cu alturi. El are toate datele ca să crească bine, cu condiția să se întâlnească în viață, din nou toate cercetările spun, cu un adult căruia să-i pese de el. Și o să mă întorc la discuția de mai devreme, când ați spus că nu o să mai facă lumea, nu o să mai inoveze lumea. Sau... Ne naștem cu două nevoi fundamentale, e multă neuroscience aici cu sistemul rațional și sistemul emoțional. Aceste două predispoziții cu care venim sunt din emoțional, sunt de 250 de milioane de ani din sistemul limbic, nevoia de atașament și nevoia de explorare. Nevoia de explorare se activează doar dacă există rezolvată nevoia de atașament. Dacă avem un adult în viață cu care avem un sistem de siguranță consolidat, ne simțim siguri cu el, vom pleca să explorăm. E ca copilul care stă în apropierea părinților și după aia se mai îndepărtează un pic și se întoarce repede să vadă dacă părinții sunt în continuare acolo și îi dau, se încarcă cu iubire și cu siguranță și pleacă și lărgește cercul mai mare și tot mai mare și tot așa. Pentru că e această nevoie de a explora. Oamenii au fost curioși și când erau în evul mediu. Așa este. Da, și nu aveau conție economică. Ideea că o să stăm toți cu burta la soare și o să trăim din venitul minim și niciunul dintre noi nu o să fie creativ și inovativ să ducă lumea mai departe este foarte mică. Șansa este foarte mică. Da. În rău sau în bine... Da, o să folosim vom comunicarea și aturile acestea. Dar de aceea cred că nimic nu e mai important pentru educație decât profesorii și sunt două alegeri. Putem să ne certăm ca chiori în continuare părinți cu profesori, da? Adică n-avem să spună productiv în asta. Profesorul e vinovat și profesorul să spună nu are cei 7 ani de acasă din familie și copilul rămâne al nimănui în războiul acesta, pentru că este exact, peste capul. Și el se simte frustrat. Al nimănui. Al nimănui. Da, și adică se transferă la el toată tensiunea respectivă. Cred că alegerea cea mai bună pentru părinți este să aibă încredere în profesorilor. Profesorii care lucrează cu copiilor. Încrederea e o alegere personală, din păcate. Nu primim... Da, ea trebuie și câștigată. Încrederea. Adică ok. Nu poate fi... Imaginați-vă că suntem în felul mult. Suntem la clasa pregătitoare, am înscris copilul la anume învățătoare sau la anumită școală pentru care învățătoare bune și după standardul nostru ca părinte, deși am vrut să fim în clasa aceea sau în școala aceea, parcă ni se pare că învățătorul nu știe foarte bine ce face sau nu se poartă foarte bine cu copilul nostru sau ceva se întâmplă. În momentul acela putem să facem o alegere de viață și de moarte pentru 5 ani de zile cât îl avem în învățământul primar. Să avem încredere în profesor sau să discredităm profesorul acasă față de copil sau asta să ne certăm cu profesorul. Să avem asta încredere în profesor înseamnă așa.
Dacă învățătoarea ne scrie pe WhatsApp, toți avem grupurile astea, e o isterie întreagă, un mesaj. Sunt medii de comunicare noi care vor fi din ce în ce mai dezvoltate. Și să presupunem că învățătoarea face o mică greșeală sau o mică interpretare sau pare un pic răutăcioasă sau asta. Putem să alegem să o corectăm în fața tuturor, putem să alegem să răspundem la fel de nervoși, putem să nu-i spunem nimic pe grupul respectiv, putem să punem un mesaj împăciitor și de încredere. Doamna învățătoare, aveam încredere în dumneavoastră că veți observa poate și alte perspective și nuanțe, o să-mi rezerv timpul să vin la dumneavoastră. Deci, câștigată, dar sunt momente în care e o alegere personală. Bun. Într-adevăr, discuția cu profesorul eu consider că trebuie să o faci personal și dacă există ceva în care poți să te implici și să aduci oamenii să comunice și să meargă mai departe în acel grup, e foarte bine să o faci și e clar că nu o poți face de față copilul. Copilul clar da, inclusiv nu va apreciat. Discuția aceasta, cum o să se înțeleagă copiii noștri în clasă dacă noi ca adulți responsabili nu suntem în stare să ne înțelegem câtă hârtie igienică cumpărăm dacă suntem în această situație. Da, și ne certăm la fiecare ședință că bugetul clasei sau, mă rog, bugetele au crescut față de anii trecuți în contextul în care inflația știm bine cum știm. Bun. Trecăm mai departe. Haideți să ne întoarcem și la Coaliția pentru Educație. Da, aș vrea foarte mult să mă întorc. Pentru că aș vrea în ultimele 7 minute să vorbim doar despre Coaliție, despre perfect. Obiectivele care sunt planurile și cum putem și noi să ne implicăm societate, comunitate. Cum vrei tu să-i spui tu ce care ne privești? În educație. În educație. Bun. Fiecare trebuie să aibă o mică participă în fiecare zi. Povestea spune așa. Foarte mulți oameni în educație se întâlneau aproape în fiecare an într-un camp dedicat educației, mai învățau metode noi, mai nu știu ce, și ziceau ar trebui să facem ceva să schimbăm sistemul. Bun. Și după ce plecau din tabăra respectivă din septembrie, se întorceau la lucrurile lor curente și la organizațiile lor curente și sistemul îi schimba pe ei. Sau îi retransforma la loc. Inclusiv, sistemul din ei. Inclusiv ne aducea în situația în care ne puneam întrebarea dacă noi lucrând cu sistemul, pentru că suntem organizații care lucrăm cu inspectorate școlare, cu ministere, cu școli, așa, nu cauționăm sistemul. Adică lăsăm în plata Domnului să-și facă în continuare mendrele și să piardă copiii în permanență, pentru că noi nu reușim să punem suficientă energie ca să ducem lucrurile într-o direcție. Și atunci organizațiile membre au spus nu facem o organizație nouă, că toți suntem organizații. Exact. Facem o organizație de organizații, nu sunt membre persoane fizice, dăm niște bani din cotizațiile noastre și poate atragem alții, pentru ca o structură de tip umbrelă să se uite la lucrurile mari. Și noi facem la Coaliție 2 lucruri. Intervenție pe politicile publice și advocacy. Adică timpul meu și al colegilor mei din Consiliul Director ar trebui să însemne toate zilele de comisie de la Cameră și de la Senat, discuții cu partidele politice și parlamentare care inițiază proiecte de lege în zona de discuție și participare la toate procesele de consultare pe care le inițiază Ministerul Educației sau toate entitățile subordonate. Pentru că organizațiile membre, toate, și sunt organizații mari, le găsiți pe site-ul nostru www.coalitiaedu.ro, fac lucruri pe teren. Adică avem organizații care lucrează pentru formarea profesorilor, lucrează pentru formarea inițială a profesorului, lucrează pentru formarea continuă a profesorului, lucrează cu școli comunitare, cu toată echipa din școală, lucrează cu directorii din școli, lucrează dedicat pentru copii și pentru anumite probleme ale copiilor. Știm să facem lucrul ăsta. Dar nu creăm impactul. Private? Avem și instituții și private membre. Da, e bine. E de menținut, ca să avem instituții. Pentru că experiența pe programe și pe modelare în alte contexte este și aceea parte din sistem și din cum se duce sistem. Dar noi cu beneficiarii noștri nu creăm impactul care ar fi de dorit, pentru că lucrurile trebuie să se schimbe și sistemic nu avem încotro. Și inclusiv partea aceasta de comunicare și prezența mea aici înseamnă să folosesc fiecare oportunitate pe care o avem de felul acesta de a transmite mesajul la categorii cât mai mare de oameni. Bun. Noi ne-am pus întrebarea, eu mi-o pun și noi ne-am pus-o. Ce-am mai făcut noi încă o organizație? Că avem până peste cap treabă cu ale noastre. Multă. Sunt organizații în coaliție care au task-uri de fundraising anuale, nu știu, de sute de mii de euro, de milioane. De, e aproape antreprenorial lucrul acesta. Este pentru că sunt copii foarte important, antreprenorial. În toate ONG-urile care lucrează direct cu beneficiari. O discuție, am primit deseori răspunsul, întrebările în zona aceasta. 1. Ce mă legitimează pe mine să vorbesc pentru educație și să fiu, de exemplu, astăzi la emisiune? Am o bucată de răspuns.
Și doi, ce mă califică în sensul de a... Adică de ce ar trebui să mă ia lumea în seamă? Și de ce ar trebui să mă sprijine lumea în proiectul pe care l-am? Ce mă legitimează este că unul îmi pasă, pun timp să înțeleg cum funcționează sistemul, este o alegere voluntară, dar atenție, nu este o alegere pentru care aș vrea să fiu pedepsită, pentru că am primit această reacție de tipul, oricum îți place să faci chestia asta, deci poți să o faci voluntar. Dacă oricum îți place, acolo așa să vă întâlniți, să stați de vorbă. Da? Ok. Da? Deci oricum îți place să faci chestia asta, ai câștigat notorietate, da, prin povestea asta, deci taci și îndură, nu contează că îți pui familia într-o risc și că competențele pe care le ai și pe care ai putea să le duci tu într-o companie undeva și să câștigi niște bani fără stres, cu toate vacanțele integrale și fără provocări. Da, deci este vorba despre mine ca alegere personală, am un stoc de competențe pe care cred că cea mai bună versiune a mea spune că le pot dedica educației. Iar timp, ceea ce dau eu și ceea ce dau colegii mei este timp. Și acum, să ne gândim că timpul este o monedă. E cea mai scumpă monedă în momentul Cea mai scumpă monedă. Dacă toată lumea, care are un copil în școală, pentru fiecare copil în școală, ar dona un leu pe an. Nu mai mult. Un leu pe an, care este o sumă infimă, probabil că Coaliția pentru Educație sau orice organizație care se uită la problemele publice, sistemice, ar avea un buget de 3 milioane de lei de pe an. E de 3 milioane de lei pe an, ai avea bani să scrii fiecărui parlamentar, să te întâlnești cu fiecare, să te întâlnești cu toate autoritățile publice locale. La asta mă refer, în sensul că să ții o echipă permanentă care să-ți furnizeze toate instrumentele, în așa fel încât... Pentru că ce ne spune nouă experiența lucrând cu sectorul public este că oamenii uneori nu știu. În de cele mai multe ori. De-aia avem și noi aici difuzorul nostru de comunicare online. Și nu te ignoră dacă le explici cât să înțeleagă și apreciază și ia o idee și o adaptează. Și atunci, ca să știe, trebuie să le pui la dispoziție o pastilă de informație, pentru că vorbim de oameni ocupați, care iau decizii care ne schimbă viața la toți, da? De la codul fiscal și cum se duce sponsorizarea sau donația și până la... Ei, sperăm timp... să se gândească mai bine când mai fac modificări. Ca să scrii o astfel de pastilă de informație pe care un secretar de stat sau un făcător de politici publice să o considere valoroasă, trebuie să o muncești și munca respectivă înseamnă timp. Timp pe care, atenție, toți îl cheltuim pentru educație. Aceștia care nu dăm un leu pentru educație, îl cheltuim. Pentru că ne enervăm cu copilul când vine de la școală și nu înțeles o lecție. Timpul pe care îl punem în făcutul temelor pentru copii ar însemna un timp fabulos de dat pentru susținerea unei sau unor organizații care fac advocacy. Eu cred că, de exemplu, dacă părinții ar spune dăm un leu pentru educație și vrem o singură modificare legislativă în România, să se învețe numai de dimineață. Ar fi bine. Și s-ar putea produce cu suma respectivă acest efect pentru că ai avea timp să și documentezi, să și faci un plan, să pui și bani pe planul ăsta, pentru că observația mea cu guvernamentalii este că dacă primesc un plan bine făcut, care este coerent, nu-i oprește nimic să-l pună în practică. Adică nu este o chestiune de... România nu mai este o țară atât de săracă de ne plângem cu toții. Noi nu cheltuim strategic. Ceea ce are nevoie România în momentul ăsta fundamental este un salt de la a cheltui incremental la un salt de a cheltui cu bază zero. Adică strategic. Management, da, până la urmă. Și planificare, și buget, și... Noi ne uităm la cât am avut anul ăsta la educație, cât e creșterea economică, cât o să fie PIB anul următor, deci epsilon, atâta e valoarea nominală a educației, câți elevi avem, împărțim de la banii pe care îi dăm la numărul de elevi, atâta este finanțarea pe cap. În esență, moneda este timpul, ar trebui să vedem cât timp petrecem de fapt în educație toți și să ne gândim la o soluție în care să... E foarte greu să vinzi advocacy și formulare de politici publice către un sponsor, da, copiii care plâng, da, copiii care au fost îmbrăcați, da, copiii care se duc la școală. Exact. Și aceia sunt importanți. Eu sunt profund recunoscătoare organizațiilor care pun acest timp pentru asta, dar dincolo de asta, ce ne lipsește în educație, ce dă coaliția, în principiu, în întregii societăți, dar și am mai fost întrebat.
și de banii ăștia puțin pe care i-ați primit 50.000 de euro anul trecut, ce ați făcut? A, ne-am pus întrebări. Știți ce înseamnă că se leagă cu începutul? Știți ce înseamnă să ai un timp de reflexie pe care oamenii politici nu-l au, decidenții nu-l au, părinții nu-l au, profesorii nu-l au, când fac ei acte și hârtii și toate celelalte? Să știi să pui întrebarea potrivită ca să ajungi la răspunsul potrivit și la schimbarea cea mai bună transformațională pentru sistem, să faci în România școala doar dimineață, ar însemna altă viață de familie pentru milioane de oameni. Toată calitatea vieții s-ar modifica. Fundamental. Pentru că ai putea, de exemplu, în București să începi traficul de la 7:30 o școală, 7:40, 7:50, 8:10, 8:20, 8:30. Sincronizare informatică cu aplicații. Exact, nu două școli apropiate să înceapă la aceeași oră, exact. Cu totul altul, plus că ritmul de viață, am fi toți la 8:30-9 la birou, rezonabil după trafic, copilul este bine, afterurile s-ar putea întâmpla în școală pentru că spațiile, cluburi, chimie, fizică, altfel, pregătiri pentru olimpiadă. Discuția aceasta că avem olimpici și școala românească este bună, nu este discuție susținută de cifre, PISA ne arată că noi nu ne ocupăm bine nici de cei mai buni. Un copil bun olimpic tot este de multe ori victimă de bullying în liceu în care învață, de la ceilalți profesori, a, tu ești olimpic, da, tu nu vii la orele astea că nu te interesează, sau că ai scutire sau alte chestiuni. Asta este o agresiune. Da. Că-i... Da. Bun. Care sunt obiectivele pe 2018? Banii și oamenii. Banii și oamenii. Suntem pe asta foarte insistent, avem niște progrese, o să ne uităm la cum se formează și în secundar... Unde putem contribui la acest proiect? Există pagini, există pe site, Există pagini, există pe site, locuri avem de referat. Avem site-ul Coaliția edu.ro, da. Avem un comentariu, aveți și voi în comentarii, vedeți, toți cei care ne urmăresc, dar în același timp eu v-aș pune o întrebare, ce ai face tu, voi, cei care ne-ați urmărit astăzi pentru educație, poate și dacă îi dau un leu ar fi ceva în plus față de ce ai făcut anii trecuți, poate dacă îi dau un leu și ai dat și o oră pe lună, ai face ceva în plus. Da, asta este valabilă pentru tot sectorul neguvernamental. Organizațiile neguvernamentale n-au contabili, n-au juriști, n-au sedii. Sunt o grămadă de sedii care zac în București nefolosite, așteptând marele investitor care să plătească marea chirie. Nu o să se mai întoarcă niciodată acestei... Chiar aveam o discuție anii trecuți cu 2-3 antreprenori că sunt sedii care le-am putea transforma în centre de educație antreprenorială dacă ni s-ar aloca centrul respectiv și chiar am aduce profit. Dacă am face training-uri acolo sau... Am putea aduce profit, dar am putea să aducem viață, pentru că uitați-vă la toate cartierele astea din București care au nevoie de niște centre de comunitate pentru weekend și pentru după amiez și de care copiii să... Exact. Pentru o masă de bridge, de gașcă cu prietenii sau pentru alte chestii de felul ăsta. Pentru integrarea generației vârstnicilor care ar putea să fie prezenți în astfel de centre și chiar să lucreze cu copiii sau... Lucrurile acestea care înseamnă viață și pe care le admirăm de fapt în alte țări. Că noi ce admirăm în alte țări este... Cum se implică comunitatea, exact, dar comunitatea suntem noi. Ca să rezum, comunitatea rapid. Suntem noi și alegerile pe care le facem, că putem să alegem să nu ne pese. Poți să alegi să nu-ți pese sau poți să alegi să-ți pese. Dacă vrei să te implici cu un leu și cu o oră din viața ta și să construiești deja pe comunitatea existentă, la școală, cu părinții, cu profesorii, să faceți o echipă mai bună și să, până la urmă, să facem toți o echipă mai bună și să vedem cum ne putem susține unii pe alții, Coaliția pentru Educație vă stă la dispoziție și de ce nu, dacă există oameni, contabili, manager, project manager, care mai au timp o oră pe lună sau poate să-și aloce timp. Comunicatorii, dezvoltatori de conținut, mulțumesc foarte mult pentru invitația noi de astăzi. Noi să știți, o să vă închidem live-ul, dar o să avem niște discuții și după live, așa că noi o să fim niște susținători așa foarte vocali pentru această coaliție și noi investim foarte mult timp pentru educație și ca părinți și ca contributor, să zic așa, de conținut, dar și în comunitate. Nu v-ați dori ca părinți la un moment dat ca copilul să vină fericit de la școală? Întotdeauna. Asta e, și cu... este gândul care mă trezesc în fiecare zi și le spun copiilor, vreau să vii astăzi să-mi spui cum te-ai distrat și ce ți-a plăcut cel mai mult la școală. Astea sunt două întrebări care... Și spune, uite, mi-a plăcut totuși la ora de sport că domnul ne-a lăsat să facem 5 minute și... Și lângă asta aș vrea să punem și învățare. Și ce am învățat cel mai mult este cum plutește uleiul pe apă. Să-mi fie foarte clar de ce plutește uleiul pe apă. Exact. Știu o profesoară de fizică fabuloasă care folosește o bilă de plastilină care pică în apă și după aia o transformă într-o bărcuță care plutește pe apă. E foarte important să vedem cum același material
Copiii trebuie să vadă lucrurile concrete. Corect. Ei sunt ființe care le trebuie demonstrații foarte vizuale și cei mai mulți sunt vizuali, kinestezici. Bun. Cum te implici tu? Cum ne implicăm noi și cum, până la urmă, creștem comunități și comunități care să funcționeze din ce în ce mai bine orientate către educație? Vă mulțumim tuturor celor care ne-ați urmărit astăzi, vă mulțumim pentru comentarii, pentru like-uri, pentru share-uri, pentru inimioare, pentru tot ceea ce ne-ați oferit astăzi. Și pentru întrebări. Și pentru întrebări. Și vă las și eu cu întrebare, da? Cum vă veți implica în următorul an? Dacă nu ți-ai făcut deja un plan pentru următorul an, cum, care este contribuția ta pentru educație? Fie că mergi la școală la copil și îți dai o oră din timp, fie că aloci un leu pentru un proiect în educație, alege să faci ceva în fiecare an. Alege să fii tu schimbarea în comunitatea ta. Chiar dacă nimeni nu o face. Mergi cu ambiție, mergi cu perseverență și cu disciplină. Până la urmă, cu aceste lucruri vei reuși în orice proiect. Vă mulțumim tuturor, vă mulțumesc. Și eu mulțumesc foarte mult. Sunteți minunați, baftă multă cu ce faceți. Mulțumim frumos, să rămână. La revedere. Și încă o dată, petrecere frumoasă tuturor celor care sărbătoresc. Elenelor și Constantinilor. Și derivaților. Exact. Lenuțe, Costică.